Locuitorii unei ulițe din comuna Dâmbovițeană Runcu au ajuns la disperare din cauza mizeriei și a noroiului prin care sunt nevoiți să meargă zi de zi. Aceștia reclamă că autoritățile locale au asfaltat toate ulițele, cu excepția uliței Bisericii. S-a făcut sesizare de către anumite persoane de aici, din colțul acesta, la primărie. A venit domnul vice săptămâna trecută și eu am fost ca să îl întrebăm de ce nu ia măsuri să facă, că s-au făcut toate străzile, toate ulițele, peste tot. Domnul vice a început să râdă și i-am spus, domne, nu este posibil așa ceva, că e bătaie de joc. În fiecare dimineață eu iau copiii în brațe, că am doi copii la școală, și iau copiii în brațe și duc cu ghiozdanele în mână și cu copiii în cârcă, mă duc și mă chinui cu ei în fiecare dimineață, noroiul ăsta, în apa asta aici. Și am spus, domnul vice, luați măsuri și faceți și dumneavoastră măcar, faceți să nu mai curgă apa asta, așa, faceți o potecă, măcar ceva, aduceți mașini cu piatră, cu calcar, cum a sturnat asfalt peste tot, că ce mă iei tu pe mine la întrebări, că fac când vreau și când pot eu. Această femeie declară că viceprimarul cunoaște problema locuitorilor acestei ulițe, însă nu a luat nicio măsură pentru remedierea situației. Este un calvar, așa mă chinui în fiecare zi cu ei, cu copiii în brațe, cu ghiozdanele pe mână, ca să pot să-i duc. Și a venit domnul vice și n-a luat nicio măsură, a început să râdă. A zis să ne dea tubă, care tubă, peste tot, să facă la un fel. Face-mă toate meleagurile și aceea, să duce apa în biserică. Mai mare râs. Oamenii spun că înainte de asfaltarea uliței ar trebui băgate tuburi pentru ca apa care izvorăște dintr-un părâu spre capătul uliței să nu distrugă asfaltul. Altfel, toată lucrarea va fi inutilă. Aceștia speră ca autoritățile locale să rezolve această problemă care de ani de zile le dă bătăi de cap locuitorilor.